Bună și bine v-am regăsit! Astăzi suntem fermecătoare și romantice pentru că de ceva timp vreau să aduc la oaltă parfumuri care sunt romantice, parfumuri care sunt vibrante, vesele, moderne, feminine, pe de altă parte parfumuri feminine mai delicate. Și îmi place foarte mult această categorie de parfumuri, parfumuri care sunt florale, dulci, dar care îți dau energie, care te bine dispun și te fac să zâmbești atunci când le porți. Nu sunt chiar toate din colecția mea, pentru că mi-a fost imposibil și nu aș vrea să vin cu un video foarte lung, dar am ales aici destul de multe parfumuri despre care vorbim astăzi, parfumuri pe care eu le ador și pe cele, da, pe majoritatea le văd potrivite ca fiind parfumuri semnătură, sunt parfumuri pe care eu le văd purtate și tot anul, pe majoritatea le văd foarte purtabile, foarte versatile și frumoase foc. Haideți să începem și eu să încep cu unul despre care eu vă spun de ceva timp că mi se pare perfect pentru a reprezenta o femeie romantică, căreia îi plac parfumurile acestea mai delicate, mai feminine, florale, dulci. Și vorbim despre Irresistible de la Givenchy. Aici este apa de parfum. Și îmi place foarte mult că este un parfum trandafiricios, dar are un trandafir fructat, așa și vibrant și vesel. El este alături de iris și vreau să vă zic că este foarte puțin pudrat. Mie nu mi se pare că acest parfum este unul pudrat. Îl văd așa foarte vesel și feminin și delicat. Este și un parfum așa foarte romantic. Deci acesta este un parfum pe care eu îl recomand dacă vreți un parfum semnătură, dacă vreți un parfum pe care să puteți să-l purtați oricând și oriunde, pentru că mie așa mi se pare Irresistible, este foarte, foarte frumos și cu siguranță este un parfum care îți aduce bucurie. Foarte frumos este, este fructat, are pară, apoi se simte izul acela de trandafir, dar totuși fructat, după cum vă spuneam, pentru că nu este trandafirul acela bulgăresc în niciun caz, nu este nici trandafirul acela turcesc sau nu. Este aici mai mult un trandafir foarte tânăr și fructat în același timp. Frumos parfum. Următorul parfum pe care eu îl pun în aceeași categorie cu Irresistible este Idol. Nimeni altul decât Idol. Un alt parfum foarte feminin, foarte și el fructat, are și el deschiderea asta de pară superbă, îmi place la nebunie cum se simte pară în acest parfum, are și el trandafir, aici mi se pare că se simte ceva mai proaspăt trandafirul, da, este diferit, dar este și el un parfum feminin, romantic, purtabil, versatil. Poți să-l porți oriunde și oricând. Este și proaspăt în același timp și un pic dulce. Deci și acesta le are pe toate. Deci nu l-am mai purtat de ceva timp pe Idol, dar este un parfum care îmi place la nebunie. La nebunie! O să-l port pentru că mi se pare foarte potrivit și în această perioadă. Un parfum vesel, feminin și romantic. Absolut superb, eu am sticla asta diferită pentru că este o ediție limitată, dar este același Idol ca cel pe care îl găsiți voi mai mult. Minunat și acesta. Următorul parfum pe care îl pun în aceeași categorie cu cele două, însă este ceva mai dulce. Aici avem o bombiță florală, o bombonică de parfum, este mai dulce acesta și îmi place și el la nebunie în această perioadă. Întotdeauna am avut impresia că Flower Bomb este mai potrivit în perioada rece, asta când nu l-aveam în colecție. Însă l-am purtat în perioada rece și nu m-a atras prea tare, dar are ceva proaspăt în el, are și el
o deschidere cu ceai, bergamotă și osmantus. În mijloc avem flori și în bază avem paciulii mosc și vanilie. Îmi place atât de mult cum se simte parfumul acesta în aer, deci se creează așa un nor dulce, de un miros de bombonele. Este ceva mai gurmandicios Flower Bomb, dar și el este un parfum feminin, un parfum vesel, are și ceva proaspăt, flori și da, este din nou un parfum pe care trebuie să îl ai în colecție în cazul în care îți plac parfumurile dulci în primul rând. Un alt parfum, ceva mai gurmandicios și aici da, trebuie să-ți placă neapărat parfumurile dulci ca să îl iubești pe acesta, este vorba de Scandala Paris și da, aș putea să îl port la Paris dacă m-aș duce acolo și dacă m-aș duce să vizitez și dacă aș pleca într-o vacanță, ar fi un parfum perfect pentru asta. Aici avem o pară scăldată în miere, avem și ceva flori albe, însă predomină partea aceasta miroasă și fructată. Ideea e că este destul de aerisit parfumul și foarte purtabil, deci nu este ceva înnecăcios, nu este ceva prea mult. Din nou te îmbracă așa într-un norișor dulce și delicios și mieros, un parfum pe care îl văd modern, feminin și foarte, foarte frumos. Următorul parfum este La Noi Trezor de la Lancôme și am vrut să vin aici și să vă povestesc despre apa de toaletă, însă știu că nu se mai găsește, dar și pe el îl văd un parfum feminin cu trandafirul acela. Acesta este ceva mai seducător, poate un pic mai de seară. Și pe el îl văd un parfum foarte feminin, dar și gurmand și seducător în același timp. Și avem aici trandafirul acela întunecat, afumat și avem o pralină delicioasă. Se dezvoltă foarte frumos parfumul. Apa de toaletă este ceva mai fructată și mai lejeră, dar pe ambele le văd și le-aș pune în clipul acesta, în categoria aceasta și în selecția pe care am făcut-o eu. Însă am zis să vorbim despre apa de parfum care este absolut minunată și cred că aș pune foarte multe parfumuri de la Lancôme aici. L-aș pune și pe A La Folie, pentru că și el este un parfum feminin, dar îl văd ceva mai elegant, ceva mai serios și nu am pus în clipul acesta genul acela de parfumuri. Îl văd ceva mai plin așa și eu astăzi am vrut să vin cu un clip cu parfumuri mai vibrante, mai legere, un pic proaspete chiar și potrivite pentru perioada aceasta mai caldă, care încă nu este, ce să zic. Cum vreau să mă axez pe parfumuri mai proaspete, mai vesele, mai purtabile în această perioadă și pe acesta, de exemplu, l-aș purta într-o seară de primăvară la o ieșire în oraș romantică, de ce nu? Pentru că am făcut clipul acesta cu gândul la parfumuri romantice și feminine și moderne. Nu avea cum să lipsească acest Amo Ferragamo, care mi se pare foarte girly și foarte modern și tineresc. Deci îți dă energie parfumul acesta, este un parfum foarte, foarte frumos, pe care eu nu l-am mai purtat pentru că tot am testat parfumuri, dar l-am folosit atunci când l-am cumpărat la greu. Și aici avem o deschidere citrică. Am zis că pot să las pe mai târziu parfumul acesta pentru că îl văd potrivit și pentru vară, dar este și el un parfum cu o deschidere citrică, dulce, cumva citrice date prin zahăr și are și o parte aromatică foarte frumoasă, are un ceai foarte plăcut în el, parfumul, o vanilie superbă, superbisimă, deci un parfum pentru primăvară-vară,
bun din toate punctele de vedere. Eu sunt foarte încântată de parfumul acesta. Următorul parfum, vreau să vă zic că mă reprezintă 100%, este un parfum minunat pe care eu îl ador și vorbim aici despre Aura Sensuelle, un parfum care este și el seducător, dar la modul foarte delicat, este un parfum diafan, are și el gardenie, eu îl simt și fructat, eu v-am mai zis că pe mine notele verzi din acest parfum mă duc cu gândul la pulpă, la nectar de fruct, de ceva verde, cum ar fi kiwi sau aloe vera. Chiar am vrut să vă scriu în clipul anterior, dar am zis să nu vă încarc prea mult cu ideile mele. Și se simte foarte bine și gardenia în acesta. Este dulce, dar în același timp este și proaspăt. Și are și ceva spicy, eu așa îl simt. Este un parfum care mă duce cu gândul la ceva magic, la o pădure magică, o pădure verde magică, nu știu dacă ați văzut prin filme gen Avatar, inima pădurii poate să fie, dar la modul magic, împrăștie praf de zâne parfumul ăsta, un praf dulce, pudrat și pur și simplu plutești când porți parfumul acesta, deci asta mă face pe mine să văd Aura Sensuelle. Un alt parfum foarte feminin este acest Lintardy de la Givenchy. Eu am aici apa de parfum, însă mi-a plăcut foarte mult și apa de toaletă și îmi place și varianta intens. Eu îl am pe acesta și îmi place la nebunie. Nu prea l-am mai purtat eu în ultimul timp, căci tot am cumpărat parfumuri, dar o să fac o pauză. Aici avem tuberoză, multă tuberoză, este și izul acela de bubblegum pe care îl simte toată lumea, trebuie să-ți placă tuberoza, să iubești acest parfum, este și dulce, are și fructe, are multe flori albe, avem și vanilie aici, și vetiver, și ambroxan, patchouli, dar din nou mi se pare un parfum foarte, foarte, foarte feminin, purtabil. Și pe el îl văd bun de purtat aproape tot anul. Doar în perioada foarte caldă nu l-aș purta, dar mie îmi place mult acest parfum. Și da, ar fi cazul să-l mai port și eu, deci persistă parfumul ăsta o eternitate. Este foarte bun, foarte bun. Parfum este unul care eu cred că nu se va demoda niciodată și mi se pare că are un iz unic. Este din nou un parfum de la Lancôme, îmi place foarte mult Lancôme, îmi place Givenchy, Narciso, sunt designeri care fac parfumuri foarte pe placul meu. Aici avem un iz unic, 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 este un parfum absolut superb. Floarea pasiunii, avem iasomie, gardenie, vanilie și vetiver. Deci eu nu am mai mirosit niciodată un parfum care să fie așa, să-l regăsesc în ceva, niciodată. Mi se pare un parfum atât de frumos, atât de feminin, este dulce, este floral și este unic. Pentru mine parfumul acesta este unic, da, o să-l port și eu mai mult, mi se pare bun de purtat și el oricând, la fel este un parfum dulce, acum nu le purtăm chiar și când murim de cald. Dar este un parfum pe care eu chiar vi-l recomand. Știu că nu îl vedeți prea des pe internet și nu vă îndreptați prea des către acesta, tocmai poate că nici nu este atât de popular. A fost și el la un moment dat, dar nu mai este. Dar eu tot îl văd un parfum feminin și modern. Mi se pare că nu se va demoda niciodată. Este dulce, vanilat și are ceva unic, poate ca cea floarea pasiunii, dar miroase superb, superb. Următorul parfum este ceva mai proaspăt, floral și feminin, dar și foarte delicat. Îmi place foarte mult tot anul parfumul acesta, Chloe Chloe, este apa de parfum.
Îmi place tot anul, este și el un parfum romantic. Până la urmă, cred că parfumeria a plecat de la flori, poate și de la chestii tămâioase, dacă nu mă înșel eu. Apoi s-a dus în zone din acestea gurmande și... Dar cred că niciodată nu strică să porți un parfum feminin și, și floral, voiam să zic, pentru că pentru mine parfumul înseamnă flori în primul rând, apoi se duc în alte zone și acesta mi se pare un parfum pe care cred că orice femeie ar trebui să-l aibă în colecție. Chiar și dacă nu-ți place trandafirul, bine, aici, nu știu, din experiență vă spun că este totuși un parfum matur, deși el este foarte aerisit, dar zic asta pentru că eu am început să-l iubesc destul de târziu și, na, înainte eram foarte mult cu parfumurile gurmande, nu că nu aș fi și acum, dar acum accept și altele și mă bucur și de alte parfumuri. Da, este un delicat și un frumos Chloe. Mai departe vorbim despre parfumurile de la Narciso și le luăm așa la pachet pentru că acestea sunt două dintre parfumurile pe care eu le văd foarte feminine și romantice. În primul rând, Narciso Rodriguez for Her, apa de parfum. Uitați-vă ce sticlă frumoasă are, întotdeauna mi-a plăcut sticla asta superbă și... Este un trandafiricios moscat pufos și feminin. Îmi place de nu mai pot parfumul acesta. Mi-a plăcut dintotdeauna de când l-am mirosit prima dată. Și da, moscul acesta este ceva. De la Narciso îmi plac cam toate parfumurile și pe toate le văd foarte feminine și foarte romantice așa, însă acesta îmi place mult pentru că are moscul acela pufos, dar are și trandafirul acela și unele parfumuri de la Narciso au mai mult mosc, dar aici iese și trandafirul și parcă îl înveselește puțin și da, din nou un parfum foarte frumos, nu ai cum să dai greș cu acesta. Apoi vorbim despre unul ceva mai nou, Musk Noir Rose. Aici avem și ceva prună, avem și fructe. Este și el un parfum foarte feminin, ceva mai... ia să vedem. Oh, da. Da. Ceva mai modern, aș zice, un pic fructat, are și o prună. Avem și aici trandafir, este și el foarte plăcut, nu este un parfum care să proiecteze foarte mult, de persistat persistă, dar nu proiectează foarte mult. Mi se pare un parfum intim, seducător, un parfum pe care poți să-l porți cu succes seara, mai ales seara. Din nou, un parfum frumos, Narciso Rodriguez, nu, că mie îmi plac toate parfumurile de la Narciso. Este ceva mai licoros decât acesta care este ceva mai pufos și mai moscat. Aici se simte ceva mai transparent, așa și sticla spune multe despre el. Nici nu mai știu pe ce am dat, da. Dar cu siguranță se simte și aici moscul, moscul by Narciso. Este, nu ai cum să nu-l recunoști. Dar un parfum minunat, v-am zis, toate parfumurile de la Narciso îmi plac mie, sunt parfumuri feminine, parfumuri foarte frumoase și romantice, da? Moderne. Eu oricum le... Mi se pare mai puternic acesta, cel puțin pe mine parcă proiectează mai bine Narciso for Her decât acesta, dar ca și miros mi se pare mai complex Musk Noir Rose, să zic așa, zic și eu. Ambele sunt frumoase. Următorul parfum este descoperit recent și este vorba despre acest Guerlain La Petite Robe Noir Eau Fraîche. Avem aici multe fructe, avem și citrice, este un parfum fresh, dar totodată gurmand și foarte, foarte light și mai are și migdale, fistic
și floarea aceea de migdal care m-a cucerit pe mine. Deci, are foarte multe note care ar putea să te ducă cu gândul la un parfum foarte intens, însă este făcut la modul light și luminos, feminin, romantic și potrivit în perioada mai caldă a anului. Chiar este un parfum foarte frumos, este un parfum delicat, este un parfum aerisit, cu multe, multe note și chiar am simțit și cireașa pe care o simt în original, însă este la fel, foarte aerisită și este cu siguranță mult mai iubită de mine decât La Petite Robe Noire, apa de parfum originalul. Acesta îmi place mult mai mult decât acela. Îmi place și chiar este și el un parfum care îți dă energie, dar este și genul de parfum, mai ales dacă nu îți plac parfumurile citrice, parfumurile fresh. Aici găsești un parfum care este fresh, dar și gurmand în același timp și mai plin așa, are personalitate parfumul acesta. Îmi place foarte mult și dacă nu l-ați testat, testați-l, să știți că pe mine nu m-a atras niciodată, dar m-a cucerit pur și simplu când l-am mirosit. Deci pe acesta o să-l port la vară, o să-l port și în această primăvară. Este foarte, foarte luminos și feminin și foarte frumos. Un alt parfum romantic, dulce, dar și proaspăt în același timp, feminin, romantic și foarte, foarte plăcut, este acest și foarte aromat, este acest Ananda Dolce Martin Mikhalev. Are o piersică pe care eu nu am simțit-o în foarte multe parfumuri. Este fructat, este migdalat, este floral, pentru că floarea aceea de migdal este ceva ce mă înnebunește pe mine în această perioadă. Deci uitați-vă ce pulverizator mititel are. Foarte frumos este parfumul acesta și atât de frumos se transformă. Nu pot să vă zic. Deci am văzut foarte multe păreri proaste pe Fragrantica și dacă m-aș fi luat după ele, nu aș fi descoperit minunea asta de parfum. Dacă aș fi știut cum este, cu siguranță îmi luam o sticlă mai mare. Puteți să-l găsiți la reduceri și chiar vi-l super, super recomand. Are un preț destul de bun pe Altex, pe Hiris, pe acolo puteți să-l căutați și chiar sunt interesată și de alte parfumuri de la Mikhalev, pentru că ăsta m-a cucerit. Îmi place și mă un parfum cristal, dar acela este ceva mai matur. Aici avem un parfum luminos, un parfum proaspăt, fructat și floral și migdalat, deci are de toate. Are de toate parfumul acesta în el. Inclus în acest clip un parfum pe care eu urmează să îl port mai mult și să văd și cum stă la capitolul persistență și cum se dezvoltă el. Însă are o sticlă pe care nu aveam cum să nu o pun aici. Are o sticlă romantică și girly. Este un parfum ceva mai tineresc și fructat. Îmi place foarte mult cum miroase, v-am zis. Este genul acela de parfum romantic și feminin, tineresc și modern, însă vreau să-l port mai mult și să văd și cum persistă el. Foarte frumoasă fundița asta, îmi place mult de tot cum arată parfumul și da, te duce cu gândul la o plimbare pe străzile Parisului. Trebuie să-mi spuneți voi mai multe dacă ați testat parfumul acesta și cum vi se pare la capitolul persistență. Eu nu prea l-am văzut așa de mult pe internet, mă refer la noi, pe afară parcă l-am văzut mai mult, dar la noi nu prea. Și eu am aici câțiva mililitri pentru că vreau să văd cum mă înțeleg cu parfumul acesta și dacă merită să îmi cumpăr o sticlă. Îmi place mirosul, dar aș vrea să văd și cum persistă, cum se dezvoltă și da, mie îmi plac parfumurile fructate. Aici avem căpșune, zmeură, pară, avem și citrice, flori albe, avem și bujor, patchouli. Da, sună bine parfumul, el miroase foarte bine, l-am mirosit de câteva ori, dar o să văd, o să port ce am eu aici, o să văd dacă merită să-mi cumpăr o sticlă.
Și ultimul parfum despre care vorbim astăzi este Chanel Gabrielle Essence. Parfumul acesta îmi dă o stare foarte bună, este proaspăt, este citric și floral, are și cocosil în compoziție, dar nu pot să zic că nu îl simt, trebuie să-l port mai mult poate, să văd dacă îl detectez la un moment dat, dar acesta este un parfum clar care mi se pare elegant și proaspăt, fresh, așa, îți dă energie și mă duce cu gândul la un costum colorat. Ați văzut că se poartă foarte mult acum costumele colorate, nu cred că sunt genul meu, nu sunt genul meu, dar parfumul acesta îmi place foarte mult și te face să te simți elegantă, este un parfum feminin, este plăcut, este proaspăt. Miroase foarte bine parfumul acesta și să știți că și persistă foarte bine, l-am purtat și am fost impresionată pentru că nu mă așteptam să persiste așa bine. Cel puțin pe mine persistă foarte bine și da, este și el un parfum pe care o să îl port în perioada următoare, l-am mai purtat și îmi place foarte mult. Eu am și varianta EDP. Și acela este ceva mai pudrat și un pic mai dulce, acesta mi se pare mai luminos, mai citric, dar un alt fel de citric, poate cu un iz de vechi, mi se pare un parfum, o combinație între nou și vechi, dar da, te face să te simți elegantă, este feminin și este frumos, frumos și el. Acestea au fost parfumurile pe care eu am vrut să le pun la oaltă și să vorbesc într-un singur clip despre ele. Știu că v-am mai povestit despre ele, însă am vrut să le vedeți pe toate pentru că acestea sunt parfumuri feminine și acum depinde ce preferați voi, ce vă aduce vouă bucurie, însă am adus parfumuri care sunt feminine, se duc în zone mai delicate, mai fresh, mai proaspete, mai gurmande, unele sunt mai dulci, altele sunt mai florale. Acum depinde și de preferințele voastre, însă eu am vrut să vă povestesc despre ele. Sper că v-a plăcut acest clip, abonați-vă dacă nu ați făcut-o încă, pe mine mă găsiți și pe Instagram, aveți toate detaliile în descriere, coduri de reducere, grupul meu de Facebook și de toate găsiți în descrierea acestui clip. Vă mulțumesc pentru vizionare, să aveți o zi frumoasă. V-am pupat. Pa, pa!